În decursul zilei de ieri, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de către o femeie de 72 de ani din localitate cu privire la faptul că la domiciliul acesteia s-a prezentat un bărbat care ar fi pretins că este polițist. Acesta i-a cerut bătrânei o sumă de bani sub pretextul că ar exista suspiciunea de a fi falsificată. O femeie de 72 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost păcălită de un individ care a pretins că este polițist. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin care s-a prezentat la domiciliul bătrânei, unde prin folosirea fără drept a unei calități care implică exercițiul autorității de stat a cerut o sumă de bani sub pretextul că ar exista suspiciunea de a fi falsificată. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani în municipiul Drobeta Turnu Severin, bănuit că în cursul aceleia zile s-a fi prezentat la domiciliul părții vătămate, unde, prin folosirea unei calități fără drept care implică exercițiul autorității de stat, ar fi solicitat și ridicat o sumă de bani sub pretextul că aceștia ar fi fost falsificați. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și uzurparea calității oficiale, tânărul de 22 de ani fiind reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin cu propunerea corespunzătoare. Se pare că poliția se confruntă cu o nouă schemă de escrocherie. Poliția recomandă cetățenilor să țină cont de următoarele sfaturi antivictimale. Nu permiteți sub niciun motiv persoanelor necunoscute accesul în curte locuință. Nu păstrați în casă sume importante de bani și nu faceți publice valorile pe care le dețineți în locuință. Nu permiteți accesul în locuință la diverse persoane care se recomandă ca fiind de la diverse instituții. Solicitați un act de identitate persoanei cu care intrați în contact. Orice persoană cinstită își declină identitatea. Rețineți aspecte ale fizionomiei persoanelor necunoscute, semne particulare, ticuri ce țin de gestică, număr de înmatriculare al autovehiculului cu care se deplasează. Polițiștii continuă documentarea în vederea stabilirii întregii activități infracționale a bărbatului, sub coordonarea procurorului parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin.